Da, partea a doua emisiunii, v-am întrerupt, îmi cer scuze. Eram la programul deci, de desfășurare, după, am ajuns după, la crossul după, Dascăliu. După deschidere, unde va fi și Maria Olaru alături de noi, pe lângă, cum e și normal, toți participanții la Spartachiadă și oficialitățile care înțeleg să prețuiască cei care se ocupă de viitorul copiilor noștri și care îi învață ce au... cred că e momentul în care ar trebui comunitatea să vină cât mai într-o prezență cât mai mare alături de cadrele didactice. După acest moment este startul crossului, care, eu vă spun, anii trecuți era așa, se pleca de la primărie, de la primărie. Da, de la primărie, că e practic de la stadion. De la primărie, da. Și finish-ul e pe stadion, da? Nu, tot în parcare acolo. Tot în parcare. Pentru că a blocat toată strada care merge spre pompieri acolo, e foarte greu pentru poliția municipiului să blocheze și să facă față presiunilor. Și pe această cale cred că ar fi bine să anunțăm sucevenii care locuiesc și au ieșire în strada Alexandru cel Bun, să-i anunțăm că în data de 28, în intervalul 10-12:30, va fi închis traficul pe strada Alexandru cel Bun și ne cerem iertare pentru acest deranj, dar efectiv, de ani de zile, alte soluții nu găsim ca să putem desfășura această probă de cross. Plecarea din fața primăriei sunt două bucle. Bucla 1, bucla 2. Bucla pentru cei mai cu mai multă experiență în buletin. Fiecare categorie va avea distanțe specifice vârstei de participare și este asigurată prezența medicului și a salvare care ne așteaptă sau vine pe traseu cu noi. Sperăm nici în acest an să nu fie niciun eveniment nedorit din acest punct de vedere. Oricum, facem apel către colegii care intenționează să vină la proba de cross să aibă și o adeverință de la medicul de familie că oricum, este apt pentru a face efort fizic. Da. Și cei care își uită adeverință o să-i punem să scrie o declarație pe proprie răspundere că este apt și participă la această probă. Da, traseul ziua de astăzi cam trebuie să vă acoperiți de hârtie pentru fiecare traseul pas făcut. De alergare va fi din parcare de la primăria municipiului Suceava până la grădinița Știuță și retur. E traseul clasic folosit de noi în fiecare an. Ne-a promis și Maria Olaru că va veni și ea și va alerga la o categorie de vârstă și ne bucură că va fi cea care dă startul și va alerga și noi alături de profesori, pentru că vreau să vă comunic că și dumneavoastră este cadru didactic la Universitatea din Timișoara. Da? Dar, nu știam. Dar tocmai din celălalt colț al României, pentru județul ei, vine să fie prezentă și aș vrea să comunic lucrul ăsta colegilor care locuiesc în municipiul Suceava. Și care nu vin. Au și ei dreptul și voie să participe pe 28 la deschiderea festivă și la crossul dascălilor. Și poate să facă un efort de 2 ore, 3 ore să vină să socializeze cu colegii din Ucraina, din Republica Moldova sau din celelalte județe ale țării care sunt destul de departe. Și cei care sunt în tabere sunt învoiți de facto, da? Care sunt la activitate cu... În tabere din alea din cancelare, nu? Nu, în tabere. Nu, scolare. Din cancelare. În tabere, cum se pleacă în perioada asta. Da, că am înțeles. E și perioada sunt taberelor. Sunt învoiți. Știu, cel puțin, majoritatea sunt prezenți în școală. Până se încheie capacitatea, bacalaureatul, deci toată lumea încă este în activitate în școală. De asta am zis că e un moment prietenic în care se poate organiza foarte bine Spartachiada. Acum, știți cum, dacă e să plec, nu, să merg pe experiență, spun, întotdeauna, la orice moment, oricât de prietenic ar fi, tot se găsesc câteva scuze sau câteva sau câte ceva ca să nu fie totul perfect, da? De asemenea, zic iarăși cât se poate de clar că oricât și eu știu din organizarea altor competiții și a altor chestiuni, cu cât încerci să rezolvi și să mulțumești pe toată lumea,
tot vor fi unii nemulțumiți de câte, de câte ceva, dar cred că sunteți stăbăciți din punctul ăsta de vedere. Nu e o problemă. Mi-aduc aminte că în urmă cu ani de zile, deși organizator era Alianța Sindicatelor, colegi de noastră de la alți sindicate erau supărați că de ce nu sunt primiți și aceștia. Deci nu, nu s-a pus interdicție, nu s-a tras, doamne, tu n-ai ce să participi la noi. Au participat ori de câte ori au vrut, ca să zic așa. Important e ca câți mai mulți participanți să plece mulțumiți de aici, de la Suceava. Sigur că sunt probleme pe care le implică organizarea, dar aceste probleme nu vrem să le facem transparente, rămân între noi, astfel încât imaginea de ansamblu să fie una pozitivă și toată lumea să nu, eu nu mi-am... Pentru că sunt lucruri... Fără discuție, eu nu... astăzi nu eu nu-mi propun să le scot pe acestea la iveală, pentru că nu e cazul. Da. Acum ne bucurăm de acest eveniment. Dacă toți sunteți prezent aici în platou, vreau să-mi spuneți și pe cealaltă latură, pentru că sunt lucruri, acum ne urmăresc foarte mulți profesori, câteva din lucrurile care s-au întâmplat și se întâmplă pe linie de sindicat, aș vrea să mi le spuneți, dar tot așa, alocăm pe final de emisiune măcar câteva minute pe această temă. Sigur. Dar vedeți dumneavoastră, o spun și o repet, e un efort fantastic pentru acest eveniment care durează 3 zile, se muncește în regim exact non-stop câteva luni de zile. Da. Și asta o spun pentru că știu cum se întâmplă aceste lucruri, pentru că fiecare detaliu contează. Începând de la șnurul ăla care se leagă medalia, hai să spunem că îți trimite șnurul și medalia, dar medaliile trebuie comandate, diplomele trebuie comandate și făcute. Personalizate, plus pentru fiecare probă avem nevoie de câteva aprobări, avize și așa mai departe. Câteva mai multe. Ambulanța. Deci noi ne asigurăm ca la fiecare probă să fie condiții optime de desfășurare. Plus, apa necesară, că vă dați seama, pe o vreme să e nevoie și de apă și de... eu știu, un ceai, o cafea. Toate astea cel puțin sunt... când eram în octombrie atunci și am prins de câteva ori frig, se consuma era ceaiul la putere. Da, era ceaiul. Deci... da. Noi încercăm de la o ediție la alta să corectăm, să îmbunătățim și avem un feedback la ceea ce se întâmplă. La fiecare ramură de sport avem un caiet de impresii și recomandări. Și colegii își pun păsul acolo, sigur că 99% din aprecieri sunt pozitive. Dar acolo unde mai primim diverse recomandări, încercăm să ne punem din mers la punct și în felul acesta, per total, calificativul se duce spre foarte bine. Legat de programul din prima zi să revenim, după proba de cross, după amiază zi de vineri 28, încep întrecerile la celelalte ramuri de sport. Și le-aș anunța acum și aș spune că vor urma întreceri de la tenis cu piciorul, care se organizează la Colegiul Tehnic Samuel Sopescu, în intervalul 15-18, de acest interval este valabil pentru toate ramurile de sport. Tenis de masă la Colegiul Național Ștefan cel Mare, darts la Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza, natație la Școala Gimnazială numărul 3 Suceava, badminton la Sala de Sport de la Universitatea Suceava și streetball la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară din Suceava. Pe data de 29, în ultima zi, în prima parte a zilei, de la ora 8.30 până la ora 13, se desfășoară întreceri la celelalte ramuri de sport, și anume ciclism pe traseul care încă nu-i dat în folosință, centura Suceve din șoseaua care merge la Moara până la ieșirea în E85, dar nu până acolo, pe un anumit traseu unde nu se lucrează și este finalizat de mai mult timp. Fotbal la liceul cu program sportiv, organizat, să o spunem, de
președintele Asociației Județene pentru Fotbal, domnul profesor Ciprian Anton, handbal mixt la școala Ion Creangă din Suceava, tenis pe terenurile de la noua bază, cu terenul de tenis de lângă Colegiul Tehnic Petru Mușat, în spate la Biserica Sfânta Vineri, șah la școala Ioan Creangă, volei fete la Colegiul Național Mihai Eminescu și volei băieți la școala gimnazială Miron Costin. Și o probă care am introdus-o de anul trecut și este foarte apreciată și distractivă, lupta cu odgonul la școala gimnazială numărul 3 din Suceava. Și pe această cale aș vrea să mulțumim domnilor directori și colegilor care se ocupă de organizarea și de primirea delegațiilor în școlile dumnealor, pentru că și anul trecut s-au implicat și în acest an îi rugăm frumos să se implice și să asigure cele mai bune condiții pentru participanții care vor intra în acele unități de învățământ, în acele baze sportive. Sună bine și știu că întotdeauna au fost sau s-a pus foarte multă patimă la aceste competiții, pentru că știu că niciodată nu se lucrează cu jumătate de măsură. Sunt foarte mulți care din profesorii, din dascării care vin la aceste competiții, care greu se rup, pentru că măcar la două din ramuri își doresc să participe. Să participe. Ceea ce, fie vorba între noi, dă o dată în plus peste cap tot programul, pentru că domne, bine, aici vă ajută un pic și experiența anilor precedenți, dar altfel, dacă el e prins și în echipa de handbal și mai vine și la echipa de fotbal, păi nu putem să programăm ambele meciuri, că se dă peste cap, că e da, cu problemă. Dacă observați, jocurile sportive au fost toate sâmbătă. Prinse toate în ultima zi de întreceri, sâmbătă 29 iunie, pentru că au în componență un număr mare de participanți și am gândit că după terminarea întrecerilor, la ora 13 să fie prezenți la festivitatea de premiere. Care se desfăcea ca de obicei? Ca de obicei, de anul trecut și anul acesta se va organiza în sala de festivități de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Așa. Și așteptăm să fie prezenți în număr cât mai mare acolo, pentru că e neplăcut să investim niște bani în cupe, în medale, diplome și să rămână tot la noi. Nu de asta am investit banii, ci ne dorim ca aceste rezultate frumoase să ajungă în mâna colegilor care, pe bună dreptate, pe meritul lor, pe munca lor, le-au câștigat și să meargă acasă la familie și să aibă cu ce se mândri și la colegi. Anul trecut, apropo, a fost un schimb de experiență lângă Cernăuți, în comuna Mahala, și m-am bucurat să văd expus mai prin toată școala pe acolo, la fiecare învățătoare, în dulăfiorul cu vitrine, erau expuse diplomele câștigate la Spartachiada anul trecut. E un lucru frumos. Apropo de asta, dacă aveți ceva de completat... Nu, am vrut să spun doar că probabil că sunt colegi care ar vrea să participe la toate cele 15 probe, dar este practic imposibil să dăm posibilitatea asta. Nu putem să refacem programul după... Atunci, eu zic că la cel puțin 3 probe, fiind 3 zile de concurs, pot participa. Da. Da, deci... 3, chiar 4. Chiar 4. Chiar 4. Dacă socotim pescuitul și cross-ul, deja sunt măcar la două probe, măcar la două probe permite programul să participe. Dacă nu, cumva la 3 sau chiar 4. Da. Da, se poate. Am încercat să le calibrăm cât de cât. De exemplu, tenis cu piciorul l-am pus vineri după amiază, gândindu-mă că cei care joacă fotbal participă vineri la tenis cu piciorul, iar sâmbătă dimineață se poate juca cu echipa lui fotbal. Adică discipline rodite sunt puse în zile diferite tocmai pentru a da posibilitatea. Pentru a putea. Și până la urmă pentru a crea că, repet, e o competiție, vrem, nu vrem, sportul, da, repet. Da.
Cu toate că năsprește niște asperități pe parcursul celor câte minute de joc sunt în teren, după este incomparabil ce chimie se petrece. Să știți că totul se desfășoară în limitele fair play-ului. Noi n-am avut niciodată niciun incident și nici nu ne dorim, Doamne ferește. Există patima asta de a câștiga, de a fi victorios. Păi normal, e sport. Ăsta e spiritul sportului, până la urmă. Adică... Dar pe lângă acest spirit, predomină chiar într-un procent mult mai mare spiritul de bună dispoziție, de întrecere, de bucurie, de satisfacție pentru participarea la acest eveniment sportiv. Au mai încercat și alții să copie această rețetă cu Spartachiada? Sincer să fiu, mai sunt câteva județe care organizează întreceri sportive, dar nici de cum la dimensiunea asta. De exemplu, vă pot da... ca și exemplu, județul Călăraș, unde organizează doar competiții de fotbal. La fel și în județul Iași am mai auzit că se organizează astfel de întreceri și cam atât. Deci acest eveniment Spartachiada profesorilor este unic la nivel național și... A încercat acum dimensiunea... 2 ani Bacău, noi am sprijinit, au și Bacău, au sunt la 3-a ediție, era chiar să uit. Da. Bacău a copiat modelul și sunt și la au desfășurat în luna mai acestui an, a 3-a ediție, dar deocamdată nu au participare interjudețeană. Au rămas, acest proiect se desfășoară doar la nivel local. Noi sprijinim, le dăm toată grafica, logistică, ce au nevoie. Ne ajutăm, că sunt colegii noștri, deci, sunt prietenii noștri. Know-how. Ăsta e foarte... Păi, sunt până la urmă colegii noastre de sindicat, nu? Deci nici nu se pune problema. Deci, de-aia am și implicat anul acesta Federația Sindicatului Liber din Învățământ, tocmai pentru a duce acest proiect cât mai sus și visăm ca într-o perioadă de câțiva ani ca toate județele să aibă reprezentanți la acest eveniment. Probabil după ce vom avea o sală polivalentă și noi în județul Suceava, sunt alte județe care... au și câte 3 săli. Ne trebuie, locuri, ne trebuie infrastructură ca să desfășurăm aceste evenimente. Numai din ce îmi spuneți și cum ați luat bazele sportive cu Samuel Isopescu, Alexandru Ioan Cuza, astea sunt niște sălițe de gimnastic așa pe unde se improvizează. Terenurile sunt și ele, vai mama lor, cârpite cu petice de asfalt. Dar nădăjduim că peste câțiva ani vom avea o bază sportivă corespunzătoare. Ăsta este scopul proiectului nostru, de a da un exemplu copiilor noștri, de a-i determina să facă sport. O, da! Și pentru că eu mi-aduc aminte, eu probabil jumătate din copilăria mea am petrecut-o pe terenul de sport. În afara orilor, toată ziua eram pe teren și jucam fotbal. Ei, acum lucrul acesta nu se mai întâmplă și cred că copiii noștri ar trebui să aibă acces la aceste terenuri de sport ale școlilor. Sigur că și aici sunt câteva probleme, pentru că s-au întâmplat incidente. Acum, ferească Dumnezeu de o fractură sau, eu știu, orice altceva mai grav. Haideți să-mi pune rău în față. Inventăm pe cineva responsabil, dar eu cred că sunt soluții. Sunt soluții și acești copii trebuie să aibă acces supravegheat, să zicem, pe aceste terenuri de sport, pentru că... Da, dumneavoastră vă aduceți aminte ca noi să fi fost supravegheați pe aceste terenuri de sport? Nu, dar vedeți, acum știți cum e legislația din România. Cred că am dus exagerăm un pic, cred un că pic, noi... exagerăm mult din punctul ăsta de vedere. Pentru că orice rău care se întâmplă unui copil, orice căzătură, cineva este vinovat, doar copilul nu, sau nu știu cum, sau nu știu cum să zic. Deci eu cred că până la urmă trebuie să găsim soluții, să aibă acces pe terenurile de sport. Dacă terenurile de sport sunt pentru copii, cele școlare, și cred că în continuare ar trebui așa să fie puse pur și simplu la dispoziție. Duminică. Dacă într-adevăr există sau... Păi aici dați-mi voie că și părintele mai trebuie să aibă un pic de responsabilitate. Să mai meargă părinții să supravegheze copiii. Pot găsi soluții astfel încât să fie supravegheați. Adică, cred că o soluție foarte simplă pentru a se preîntâmpina actele reprobabile și distrugerea bunurilor materiale, și anume terenurile de sport să fie supravegheate video înregistrare, cu înregistrare. Da, la revedere! Ai făcut, îți asumi. Ai lovit, ai spart, ai distrus, răspunzi. Cu siguranță soluții sunt. Soluții sunt, doar că ele trebuie găsite și puse în aplicare. Da. Domnul Irimia? După ultimele probe, sigur că urmează festivitatea de premiere.
le vom înmâna cupe, medalii, diplome tuturor celor avem care... Avem și niște imagini, nu? Sau n-am apucat să le trimită pe... N-am apucat să trimit. Nu-i nimic. Acum e un moment de publicitate, nu? Da. Luăm un scurt moment de publicitate, imediat trimit și fotografiile să se vadă și trofeele care sunt pentru această competiție. Câteva considerații de final vis-a-vis de această competiție și trecem și la câteva probleme din zona sindicatului, pentru că am văzut că acum de curând, în baza unor hotărâri judecătorești mai vechi, au mai intrat niște bănuți. Da. Despre ce este vorba? Că asta e până la urmă. Da. Cu bănuții, dacă totul merge bine, lucrurile sunt în regulă. Publicitatea, revenim cu partea finală.